înaintea acestui meci. Apropo de Pintilie, a fost el afectat de declarațiile patronului de după meci, care spunea că mai bine se bazează pe Ovidiu Popescu decât pe Pintilie de 33 de ani. Haideți să facem o mică paranteză, pentru că discutați foarte mult pe acest subiect. 11-le care va intra pe teren îl fac numai eu, ca să fie foarte clar. Aici este vorba de respect, este vorba de ceea ce, într-adevăr, eu discut zi de zi cu patronul echipei. Este datoria mea să-l țin la curent și să-i spun ceea ce se întâmplă la antrenamente și la ceea ce facem noi în fiecare săptămână. Deci nu vreau să, ca să fie clar de la început, sunt sigur că o să apară titluri toată ziua. Reghe îl înfruntă pe Gigi Becali, Reghe nu ascultă, Reghe nu știu ce. Nu, departe de mine acest gând. V-am spus și v-a rugat să înțelegeți că vreau să mă retrag puțin, referitor la ceea ce înseamnă emisiuni, la ceea ce se discută prin fotbal. Vreau să mă concentrez mai mult la ceea ce facem noi la stadion, să mă concentrez mai mult la ceea ce înseamnă familie, pentru că mă bazez sau am un obiectiv de realizat împreună cu acești băieți, împreună cu Gigi Becali, împreună cu conducătorii clubului, dar cred eu că este jenant, să, mai ales față de, sau cel care face asemenea declarații, este jenant. Pentru că eu, într-adevăr, vorbesc cu patronul echipei, dar pentru mine, și eu știu că dintr-o confruntare, să spunem, de la distanță cu Gigi Becali, nu are de câștigat decât un singur om, și anume el, că este patronul echipei. Eu nu mă confrunt și eu nu răspund la ceea ce vă spune noastră Gigi Becali. Numai că pentru mine, Pintilie este capitanul echipei și așa va fi atât timp cât va fi sănătos și va rămâne la echipă. Ce se va întâmpla, ce va hotărâ patronul echipei, știe foarte bine că noi avem, în afară de prietenia care ne leagă și este o prietenie foarte corectă, cinstită, avem amândoi același obiectiv și anume să ne câștigăm campionatul. Deci eu nu vreau să am o confruntare cu patronul echipei, numai că astea sunt părerile mele, le-am spus și dânsului. Și eu, în continuare, atât timp cât voi fi aici, împreună cu el și împreună cu Meme și împreună cu colegii pe care eu i-am în staful tehnic, vom hotărâ și vom încerca să luăm deciziile cele mai bune pentru echipă. Totuși, o situație mai plăcută, mai puțin plăcută pentru dumneavoastră, având în vedere că dumnealui a făcut, practic, echipa la televizor. Asta este o problemă și acest lucru eu l-am discutat cu patronul echipei, pentru că pentru noi nu este un avantaj, este un dezavantaj. Faptul că adversarul află echipa înainte de meci, cu câteva zile, poate antrena, se poate pregăti pentru ceea ce urmează, sunt lucruri care ar trebui să le ținem pentru noi. Eu i-am explicat asta patronului echipei, numai că eu nu pot niciodată să-mi permit să-i spun dânsului să nu vorbească la televizor. Asta nu este problema mea. Dar pentru noi, clar, nu este un avantaj, este un dezavantaj. Pe mine nu mă întrebați ceea ce v-a spus patronul echipei. Pe mine întrebați-mă strict ce întrebări aveți. Deci ceea ce v-a spus dânsul nu am văzut, că nu mă uit la emisiunile sportive și am spus acest lucru. M-am uitat la fotbal, m-am uitat la Europa League, m-am uitat la alte lucruri. Ceea ce v-a spus dânsul nu știu și nu cred că a spus lucruri în serios. Cred eu că mai mult a glumit, așa cum îl cunosc eu. Pentru că dumneavoastră a făcut o echipă fără Gnoiere. Nu știu asta, eu nu vă pot spune acum. Veți vedea mâine seară. Echipa care va intra în teren o să o aflați mâine seară. Dumneavoastră vreți să aflați echipa de la mine astăzi? Știți că nu vă spun acest lucru. De-a strica antrenor, aveți de lucrat la moralul jucătorilor după asemenea declarații? Sau nu vă opriți aceste lucruri? Nu. În primul rând, noi nu discutăm ceea ce discută patronul echipei. Noi n-avem cum să-l tragem la răspundere pe... Cu siguranță aud, dar asta nu cred că este o problemă. Fiecare om este liber să spună părerea cum vrea și unde vrea. Sunt alți oameni care ne critică mult mai tare decât o face patronul echipei și ar trebui să fie și asta o problemă? Cred că nu. Nu, pentru că relația mea se bazează pe foarte mult respect față de patronul echipei și sunt niște lucruri după care eu mă ghidez în viață. Nu minți, să nu furi, să-ți iubești aproapele. Dar așa cum dânsul m-a învățat pe mine și am învățat multe lucruri, și anume, prietenia este prietenie, contractul este contract,
Sunt două lucruri diferite pe care noi nu le amestecăm niciodată. Este învățătura pe care eu am primit-o de la patronul echipei. După acest lucru am să mă ghidez în continuare. Pe trainingul dumneavoastră încă apare numele Steaua București. Vă e teamă că mâine la meci veți pune ceva deasupra să nu se mai vadă, ținând cont de ceea ce s-a întâmplat, tot la nivel declarativ? Schimbarea practic e inevitabilă sau chiar... Nu știu ce se întâmplă. Eu am hainele cu care ne antrenăm. Cred că dumneavoastră, dacă vă luați un training și puneți pe Steaua București, nu cred că vă spune cineva să vă dați jos bluza de pe noastră. Nu sunt persoană oficială la un meci. Nu contează. Și cine să mă amendeze? Domnul Talpan? Pe mine? N-are cum. Haideți să fim serioși. Cred eu că s-a ajuns prea departe. FCSB, Fotbal Club Steaua București. Fiecare eu pot să-mi pun mâine altceva dacă vreau. Într-adevăr, avem un regulament, ținem de ceea ce facem împreună aici și echipamentul pe care îl avem nu putem să schimbăm de la zi la zi, pentru că așa au hotărât unii. Este un echipament pe care l-am făcut de la începutul anului și de care ne folosim un an întreg. Nu cred eu că asta este cea mai mare problemă pe care trebuie să o discutăm în momentul de față. Nu știu, acest lucru trebuie să-l întrebați pe Vali Argăseală sau pe patronul echipei sau pe cei care se ocupă de echipament. Încă o dată, eu țin foarte mult la ierarhie și niciodată nu m-am băgat unde nu-mi fierbe oala. Ceea ce fac eu la echipa asta este să vin în fața noastră să vorbim despre fotbal și nu despre declarațiile domnului Talpan sau nu știu cine sau ce a spus nu știu care expert. Eu vreau să vorbesc cu dumneavoastră despre fotbal și nu să stăm să ne jignim. Am încercat să văd cât mai multe meciuri, da. Stanciu mi s-a părut foarte bun. Și discuția aceasta am avut-o ieri cu Meme și chiar am discutat despre situația lui Stanciu. Iar eu i-am spus părerea mea, în momentul când Stanciu va simți că este o situație mai delicată pentru el, va juca mult mai bine. Stanciu este obișnuit să joace sub presiune și este obișnuit cu acest lucru. Iar ca valoare, Stanciu este un jucător foarte important pentru fotbalul românesc. Sunt sigur că va reuși cel mai scurt timp. Astra, ce ziceți? Este greu. La nivelul acesta, dacă nu ai un arbitraj bun, este greu să te califici mai departe. Au făcut o repriză a doua foarte bună, mutarea inspirată a lui Șumudica cu săpunarul la mijlocul terenului. Au avut câteva ocazii foarte clare. Din punctul meu de vedere au avut și 11 metri. Cred eu că pentru fotbalul românesc este un lucru foarte important rezultatul pe care Astra l-a avut aseară și ar trebui să ne bucurăm cu toți. La meciul retur, vă dați seama, va fi foarte greu. Dacă vor reuși să câștige, dacă vor reuși să facă un meci așa cum au jucat în repriza a doua, cu siguranță au șanse să se califice, eu cred. Mie Genk nu mi s-a părut o echipă foarte puternică. Da, este foarte greu să faci acest lucru. Deocamdată trebuie să ne concentrăm la și să discutăm despre ceea ce avem. Dacă nu greșesc, Denis Alibert, de acum încolo va sta la fiecare campionat pe etapă pentru că are 8 avertizmente, îi poate afecta? Are 6. Și nu va sta la fiecare? Dacă are 6. Revenirea nașului dumneavoastră contra în fotbalul românesc, cum o comentați? Va ceru părerea? Nu. Discut eu cu Cosmin despre aceste lucruri. Mă bucur pentru el că are un angajament, a ajuns la o echipă pe care el o iubește, o echipă cu care el a avut rezultate foarte mari. Este un jucător care a plecat în fotbalul mare de la Dinamo, deci cred eu că se încadrează între standardele pe care le au fanii pentru antrenorul care va conduce Dinamo. Este un antrenor tânăr, un antrenor care își dorește foarte mult, cu siguranță va aduce un plus echipei. Sunt sigur de acest lucru. Dar n-aș vrea să spun foarte multe lucruri pentru că o să se simte Ioan Andone cumva lezat. Eu cred că și Andone, cât a fost antrenor, a făcut lucruri foarte bune, mai ales faptul că a câștigat cu Steaua două meciuri este un lucru
nemai întâlnit de foarte mult timp în fotbalul românesc. Deci, cred eu că acest lucru trebuie să conteze foarte mult. Nu știu, nu este problema mea să discut despre Dinamo. Și nu știu de ce s-a ajuns la acest lucru să se demită antrenorul. Dar sunt sigur că Cosmin o să aducă ceva nou și o să aibă probabil și el momente dificile în continuare. Probabil că o să vrea să fie nașa și pe teren? Da, vom vedea. Deocamdată eu cred că echipa noastră este în creștere și noi avem încet, încet o să cristalizăm un prim 11, o să avem jucătorii care ori să joace de la meci la meci pe aceeași poziție, ne concentrăm mult mai mult la acest lucru și vom încerca să facem lucrurile mult mai bine. Sincer, dumneavoastră aveți vreo preferință dacă vreți să ajungi din Dinamo în play-off? Nu, nu mă interesează pe mine acest lucru. Pe mine mă interesează ca noi să fim cât mai aproape de locul 1, dacă se poate să și depășim viitorul. Restul discuțiilor pe mine nu mă interesează. O să susțineți bănuiesc asta în weekend. Dacă v-am spus că nu mă interesează, vă dați seama că fiecare echipă care își dorește să ajungă în play-off trebuie să joace bine. O să fie o bătaie pentru un loc de play-off între trei echipe foarte bune. Să nu apară și încă o surpriză. Deci, dar ce mai sărac play-off fără derby? Vă dați seama că o să fie mult mai sărac, dar echipele care se califică la urma urmei în play-off merită acest lucru. Deci, ce să mai discutăm dacă o să fie mai sărac sau nu? Dacă Dinamo nu o să reușească să se califice, înseamnă că nu au meritat acest lucru. Ok? Vă rog. Ce ofertă ar trebui să primiți și de unde, ca să, dacă ar fi să plecați de astea? Oferta respectivă trebuie să aibă o sumă cu foarte multe zerouri, ca să pot să-mi plătesc clauză pe care o am la club. Deci nu se pune problema ca eu să plec de la Steaua. Mai am contract un an și jumătate și cu siguranță o să-mi duc la capăt contractul.